Accident cumplit pe o șosea din orașul Vulcănești. Un tânăr împreună cu iubita sa, ambii de 25 de ani, au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau s-a tamponat cu un autocamion. Totul a avut loc în noaptea de 6 mai. Potrivit gagauzinfo.md, șoferul automobilului, încercând să scape de inspectorii de patrulare care îl urmăreau, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat direct într-un camion care se deplasa regulamentar. În urma impactului, pasagerii din automobil au fost transportați la spitalul din Vulcănești. Starea acestora este extrem de gravă. Tânăra încă nu a ieșit din comă, notează aceeași sursă. Oamenii legii urmează să stabilească cum s-a produs totul, dar și din ce cauză șoferul mașinii nu a vrut să oprească la cererea inspectorilor de patrulare.